Gata concediu, gata și banii. Am venit înapoi încărcați cu o energie pozitivă de redecorare a casei și una dintre primele excursii pe care le-am făcut acasă fiind a fost, bineînțeles, la Ikea să ne mai luăm un bili pentru că aveam prea multe cărți și găsisem o metodă să le depozităm un pic mai inteligent. Plimbându-mă prin Ikea, îmi vine ideea de următorul episod. Cum ar fi să fac un episod cu produse care să fie mai puțin cunoscute și să fie super interesante pentru voi, dar cu un skepsis: să coste sub 50 de lei. Deci, astăzi, 15 produse sub 50 de lei. Eu sunt Alex, adică tati poate și astăzi tati poate să dea valoare produselor sub 50 de lei. Hai să începem cu niște produse din bucătărie, ai ghicit. Ikea 365, vas de sticlă cu capac din silicon. Capacul este super hermetic și va sigila mâncarea super, super bine la frigider ca să nu prindă acel miros și gust tipic de frigider. Cireașa de pe tort e că poți să-l bagi inclusiv în cuptor, da, cu tot cu capac. Există și variante de alte capace cu clipsare sau capace din bambus și de asemenea poți schimba și caserola cu una din inox și, bineînțeles, potrivește aceleași capace. Iar pentru 10 lei în plus îți iei și caserola mai mare și, bineînțeles, potrivește și aceleași capace. Totul la 25 de lei. Rămânem în bucătărie pentru al doilea produs Abdatera, organizatorul de sertar. Adună vasele la oaltă cu acest organizator pentru sertarele de 60 de centimetri ai plăci de bază, ai și tije pe care le introduci tu în forma de jos unde ai nevoie. Stivuiești farfuriile, adun capacele și sprijin ce mai ai nevoie. Eu le-aș pune farfuriile una peste alta, nu așa cum sunt în poză una lângă alta. Ideea este că nu se mai mișcă nimic în sertar când închis sau deschis și totul arată extrem de bine pentru obsedatul de ordine. Se potrivește exact în sertarul Ikea de 60 de cm lățime, dar dacă ai alte sertare, îl poți tăia cu un firiz cu dinții deși, după dimensiunea dorită. Dacă ai sertarul mai lat, folosești două seturi și ai rezolvat și problema asta. Abdatera costă 44,9 lei. 45 rotund. Numărul 3. Dag clar. Borcanul cu separator la doar 25 de lei. Și te vei întreba la ce să-mi folosească un borcan. Și destul de scump. Ideal pentru corporatistul din tine. Mereu fără timp, mereu cu mâncare la pachet și mereu în căutarea unui gustări sănătoase. Separi iaurtul de fulgi de cereale sau fructe pentru ca totul să fie proaspăt amestecat atunci când dorești tu, nu când le pui în borcan dimineața acasă. Ai priceput, există un separator pentru a-ți separa uh, mâncărurile și eviți astfel gustările de tip terci. 25 de lei e prețul lui, așa cum ți-am spus, un pic sus pentru un borcan, dar face o treabă minunată. 4. Product îi zice la următorul nostru produs, un mini tel electric pentru cafea. Ideal pentru acasă sau la servici. E clar că nu te transformă în barista, dar cât să-ți faci un frape și să-ți aduci aminte de plaja aia însorită din Grecia, sigur își face treaba. Costă obscen de puțin, doar 6 lei și funcționează cu două baterii AA nici măcar un set de acumulatori extra nu te va duce peste 50 de lei. A zis cineva, frape, ai nevoie și de gheață. 5 surset, tăv de gheață. Pentru încă 6 lei îți iei o tăviță albastră sau galbenă. De ce e acest produs în lista asta? Păi simplu, tăvile similare costă vreo 30 de lei. Dacă mai pui la socoteala că cel albastru vine cu formă de vaporașe, te vei întreba de ce nu e încă în coșul tău de cumpărături gata cu bucătăria în episodul de astăzi, dar avem în continuare niște obiecte interesante și pentru baie. 6. Tisken. Îți iei casă sau apartament și vine momentul să-l mobilezi. Și ți-e mai mare mila să dai găuri în faianța ta cea nouă din baie pentru a-ți prinde un suport de prosop, suport de geluri de duș sau suport de hârtie igienică. Ventuzele astea vor rescrie tot ce știi tu despre ventuze. Nu sunt ca alea clasice cele le umezești și se desprind după o vreme. Sunt testate de mine personal, nu s-au desprins niciuna într-un an de când le folosesc și pe mine m-au lăsat extrem de impresionat. Un set de două cârlige e 10 lei, suportul de hârtie igienică tot atât. Mai ai suport pentru periuțe, șampoane, săpun sau chiar bară de prosoape. Caută tisken pe Ikea.ro și ți alegi dacă e alb, negru sau colorat. Le dai jos cu ordinul procuraturii de pe faianță sau rezolvi cu cardul, ca de obicei totul se rezolvă cu cardul, dar de data asta fără bani. Iar dacă ai făcut ca și noi și ai dat mai tot banii pe casă și nu ți-a mai rămas de amenajări, ai nevoie și de niște obiecte ieftine. În baie vreau să-ți vorbesc acum de 7 tacan, dozatorul de săpun la doar 4 lei. E din sticlă, capacul e din plastic și din nou e testat de noi și funcționează foarte bine de ceva vreme. Spre deosebire de verișorii lui, la fel de ieftin din alte magazine, cum sunt alea mari pline de jucării unde intri după ceva și ieși cu un coș plin, ăsta nu s-a stricat după două luni. Deci chiar ți-l recomand, 4 lei costă tacan. Iar următoarele idei sunt mai degrabă ca să-ți completezi mobila de prin casă cu diverse upgrade-uri. 8. Rolf Storp Lumină LED pentru prindere sub corpuri. Îl prinzi în dressing, sub corpurile suspendate din bucătărie sau chiar la birou. Lumină LED, cum ți-am spus, merge direct pe uh, acumulator sau cu alimentare de curent de la priză. Trei baterii AA are nevoie, dar nu uita să comuz de la buton care e sursa, baterii sau curent, că asta este una dintre problemele pe care o discută utilizatorii, dar uite că au acel buton. Costă? 30 de lei și e una dintre cele mai accesibile variante de a avea lumină dacă nu ai sursă de curent. Are trei intensități luminoase, consumă în 2 ore bateriile pe lumină puternică, în 4 ore pe lumină medie și în 12 ore pe lumină slabă. Dar îți mai dau un pont. Dacă lași cu cablu băgat și înăuntru ai acumulator din aia, baterii reîncărcabile, îți și încarcă acumulatorii. 30 de lei un preț super bun pentru așa ceva și chiar merită ceea ce face. Îl poți da jos din clipsuri și îl duci și îl încarci chiar și la laptop dacă vrei. Nouă sunersta. Bă, da, dacă tot a venit Ikea și în România, oare când o să avem și noi nume de produse gen Gigi, Gheorghe sau Vasile? Că astea sunt foarte complicate. Deci, sunersta, bară de agățat, 17 lei. Pentru baie, birou sau bucătărie, bara cu accesorii sunersta e super utilă. Din păcate e doar varianta cu găurire, nu e cu ventuze, dar prețul e super bun și accesoriile pot fi luate și separat. Eu personal l-aș folosi în camera copiilor pentru a depozita creioanele care altfel îți dacă împrăștiate în cameră, foarfe alte ustensile pentru lucru manual. 17 lei este setul complet cu cârlige și găletuși din acelea, dar poți completa suplimentar cu ceea ce ai nevoie. 10. Moslanda despre asta ți-am vorbit și în episodul cu produse utile pentru case mici. Utilă și folositoare, mai multe culori, mai multe dimensiuni. În afară de poliță, ea poate deveni noptieră sau suport de telecomenzi și băuturi dacă o pui în spatele canapelei. Dar ți-am spus toate lucrurile astea și în episodul cu produse pentru case mici. Dacă nu l-ai urmărit, îți las aici un link în colț. No, bun, în continuare, îți dau un pont prin care poți să faci un upgrade tuturor sertarelor banale din casa ta. Marcus, amortizor sertar la doar 20 de lei. Asta e un accesoriu pentru care trebuie să muncești un pic, dar cu 20 de lei transformi orice sertar banal pe role, fără amortizare, în sertar cu amortizare. Montezi accesoriul pe interiorul corpului și un mic cioc pe sertar și ai amortizare cu 10 lei plus ceva muncă, bineînțeles. Ikea spune că merge pe gama Malm și Brimnes, dar va merge la fel de bine pe orice sertar cu glisieră pe role. Dimensiunile sunt relativ similare. Îți ajunge unul pe un sertar de maxim 60 de centimetri lățime, e, dar pe sertare mai late ți-aș zice să faci o probă, să montezi prima oară o parte să testezi cum funcționează, și apoi, la nevoie, să montezi și a doua parte. Dacă sertarul e greu, chiar o să ai nevoie de amortizare pe ambele părți. În schimb, fii atent la faptul că, în momentul în care tragi sertarul, vei întâmpina o rezistență: căci amortizorul ăsta va tinde să îngreuneze mișcarea de extragere a sertarului. Atenție să nu spui că nu ți-am spus. 12, așa, 5, 10, 12, scum. E o compartimentare pentru sertare, pe care noi o folosim acasă de peste 14 ani, cred. 6 cutii care se pliază și se pot curăța la nevoie sunt ideale pentru sertarul de lenjerie sau pentru organizarea hainelor mici. Acum în gamă e culoarea alb și gri, dar în trecut au mai fost și negre și mov, deci urmărește variantele de culori dacă nu te coafează astea care sunt acum disponibile. În partea de jos au un fermoar pentru a le strânge și chiar nu ocupă mult spațiu dacă nu le folosești pe toate. 20 de lei e un set și implicit asta înseamnă ordine în cel puțin un sertar, ceea ce eu zic că nu e mult. Nu-i neapărat să folosești toate în același sertar și poți lăsa gaura între ele ca să simulezi încă un organizator. În felul acesta poți să folosești șase bucăți chiar în două sertare. No, bun, ultima oară când m-am uitat eram pe YouTube și eram la final de 2024, deci n-ai cum să faci un episod de YouTube fără un pic de tehnologie. Iar dacă apreciezi ceea ce fac eu pentru tine cu sfaturile mele utile și eu apreciez abonarea ta, așa că dă-mi un like, un subscribe acolo și abonare. Uh, un click pe clopoțel ca să primești o notificare de fiecare dată când îți mai pot da niște sfaturi utile. 13. Cum era aia cu numele ciudate? Bă, ce bine era să-i zic altfel asta. Iupienale! Când l-am văzut prima oară, nici nu l-am băgat în seamă. Au cerut copiii să-și cumpere, li s-a părut interesant, iar când am văzut prețul, am zis că nu are rost să-mi mai îmbat capul cu a le argumenta că n-au nevoie de așa ceva. Ajuns și acasă, văzând ce face am zis, wow, pui telefonul orizontal sau vertical, nu alunecă de pe masă, nu alunecă nici telefonul din el, pentru că acea suprafață gri e super cauciucată și moale. Se strânge, se pliază împreună și nu ocupă mult loc, iar e clar că poți să-l ții ca și breloc, că nu e mare deloc. Prețul? Sub 2 lei, 1,90 lei, dacă vă vine să credeți. Iupienale. Dar, bun, eram pe device-uri, da? Păi astea trebuie să le și încarci la ceva. Smahagel, încărcător cu trei porturi USB. Ideal pentru cei care au mai multe telefoane sau smartwatch-uri. Ideal pentru concedii, când ești în aeroport și toată familia rămâne deodată fără curent în telefoane, fără baterii, da? Pe care îl încarci primul? Teoretică la care are Google Maps și rezervările pe Booking. Dar cu acest încărcător poți să încarci 3 telefoane deodată. Din păcate nu e fast charger, deci nu vei rupe gura târgului cu viteza de încărcare, dar pe de altă parte încarcă 3 obiecte deodată și costă doar 25 de lei. Pentru copii care mai au și veioza în cameră și diverse alte obiecte care se încarcă la USB, atenție, inclusiv lumina aia pe care ți-am prezentat-o mai devreme, Băi, chestia asta e ideală. Într-o noapte clar îți încarci tot ce ai nevoie, iar un singur încărcător îți ocupă spațiu mult mai puțin decât 3. 15, adică așa și așa, 15, calc stuf, prindere de cabluri. Prindere de cabluri? Dacă tu îți ții încărcătoarele în priză, știi că e super enervant când îți cad mufele de pe birou sau de pe nopieră, mă rog, unde ți-ai lăsat tu încărcătorul. Dacă mai ai și încărcătorul ăla cu trei cabluri, adică trei mufe, atunci nu caută care-i mufa potrivită. Uh, clar, e o durere de cap și pentru asta s-a inventat Calcstuf. Mi-ar fi plăcut să fie dintr-un material mai moale, dar își face treaba excelent chiar și așa. O cutiuță cuprinde trei seturi de prinderi, două mici și una mare. În cea mică intră câte două cabluri, în cea mare intră mai multe. Uh, Cutiuța costă 8 lei și poți să-ți alegi culoarea alb sau negru. E genul de produs care nu îți dai seama ce folositor este până nu îl chiar folosești. Na bun, cam atât pentru astăzi. Nu mă uita cu abonarea aia ce mi-ai promis-o un pic mai devreme, căci tati chiar poate să-ți dea sfaturi utile. Ideea mea este că dacă tot dai un ban, măcar să-l dai cu cap.